Tarifele pentru apa potabilă și canalizare se vor mări de la 1 ianuarie 2024, după cum anunță operatorul de apă din zona de nord a județului Hunedoara, Apa Prot. Astfel, tariful pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită va crește de la 7,34 de lei pe metru cub până la 8,63 de lei pe metru cub, iar pentru canalizare și epurare, cetățenii vor plăti de la 1 ianuarie 5,6 lei pe metru cub față de cât plătesc acum 4,9 29 de lei pe metru cub. Conform unei informări transmise de Apa Prod, noile tarife vin ca parte integrantă a contractului de finanțare pentru un proiect semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, care are ca obiect acordarea finanțării nerambursabile de către Autoritatea de Management pentru Implementarea Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Hunedoara, în valoare de aproape 1,4 miliarde de lei. Ultima mărire de tarife pentru apa potabilă a fost în 1 ianuarie 2023.